La Biblioteca Județeană Astra din Sibiu a avut loc astăzi premiera elevilor care au participat la concursul național de creație artistico-plastică Bucuria Învierii Domnului. Îndrumați de profesorii coordonatori, elevi de la școlile speciale din întreaga țară au realizat icoane pe sticlă, desene, felicitări și colaje cu teme religioase pe care le-au expus în foaierul bibliotecii. Colegul nostru profesor a făcut ca legătura dintre școală și biserică să fie extrem de strânsă. Este o legătură extraordinară pentru că în preajma sărbătorilor întotdeauna ne bucurăm de acest proiect generos prin care valorizăm diversitatea, culoarea, creativitatea. Deși mulți dintre copii au nevoi speciale, rezultatele au fost deosebite. Astăzi ei au fost recompensați pentru talentul și sensibilitatea puse în creațiile lor. Iată că au participat la acest concurs și în anul acesta peste 200 de profesori și 500 de elevi. Mulțumim tuturor care au participat, colegilor noștri, elevilor. Mare bucurie pentru că copiii și-au exprimat sentimentul acestui mare eveniment al Sfintelor Paști prin artă. Copiii au pictat, au desenat, au făcut o împândăiată, felicitări și diferite colaje. Icoanele și felicitările realizate în cadrul concursului vor fi vândute, iar din fondurile obținute vor fi ajutați copiii din familii defavorizate.